Bună dimineața tuturor, bine ne revedem la o nouă conferință de presă, prima a lunii noiembrie, și aș vrea să vă informez din câteva din evenimentele de săptămâna trecută. Începem cu vestea bună privind semnarea unui nou contract cu finanțare europeană. Lunea trecută, pe 29 octombrie, am fost la Piatra Neamț pentru a semna contractul pentru proiectul creșterea eficienței energetice în sectorul locuințelor din municipiul Roman. Proiectul cuprinde blocurile 24, 42, 44 și 50 de pe Bulevardul Roman Mușat, blocul 14 de pe Strada Libertății și blocurile 28 și 31 de pe Strada Anton Pan. Aceste blocuri se adaugă la blocul 33 de pe Anton Pan, care fusese câștigat în trecut. Valoarea totală pentru reabilitarea celor 7 blocuri este de 6.683.585,11 lei, din care suma eligibilă 6.386.645,29 de lei, inclusiv TVA. Așa cum bine știți, în ultimul an am câștigat 7 proiecte cu finanțare europeană, pentru care am și semnat contractele de finanțare, valoarea acestora fiind de peste 30 de milioane de lei, la care se adaugă alte 11 proiecte depuse și care se află în diferite stadii de evaluare. De asemenea, Primăria Municipiului Roman s-a înscris și la o competiție Rosmart, țara lui Andrei, cu un proiect ce își propune să dezvolte un centru local pentru colectarea selectivă a deșeurilor, o completare și o îmbunătățire a proiectului european de management a deșeurilor în județul Neamț, de care Romanul deja beneficiază. Așadar, invit toți romașcanii să se înscrie în perioada 2-15 noiembrie pentru a vota proiectul depus de municipiul Roman, astfel încât municipiul nostru să aibă șansa pentru a fi recompensat cu circa 30.000 de euro, sumă ce ar ajuta la construirea acestui centru local pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Astfel, prin această finanțare, Primăria Municipiului Roman va avea posibilitatea să amenajeze acest centru, ce va cuprinde o hală, un birou și o platformă, și să le echipeze cu containere specializate în vederea colectării tuturor tipurilor de deșeuri generate în gospodării, punând accent pe colectarea și valorificarea deșeurilor verzi, lemnoase, textile, voluminoase și cele rezultate în urma lucrărilor de construcții și demolări. Suntem totodată interesați să dezvoltăm și ecocivismul, iar acest proiect ne-ar permite să valorificăm deșeurile cu scopul de a ajuta anumite categorii defavorizate. De exemplu, pe componenta deșeurilor lemnoase, mobilierul de care o familie nu mai are nevoie și îl dă la gunoi poate deveni un sprijin important pentru o altă familie care ar avea nevoie de acele obiecte. Cred că este o gândire ce va ajuta în primul rând la protejarea mediului înconjurător, dar care poate veni și în sprijinul programului nostru de colectare selectivă a deșeurilor, și ceea ce trebuie să înțelegem cu toții, că dacă vom genera cât mai puține deșeuri, inclusiv prin diminuarea risipei alimentare, cu atât costurile fiecărui cetățean pentru serviciul de salubritate va fi mai redus și următoarele generații vor avea posibilitatea să trăiască pe o planetă sănătoasă și vie. Proiectul depus de Primăria Municipiului Roman poate fi votat la adresa țaralui andrei.ro, acolo unde aveți secțiunea de votare. Iar pentru a oferi votul municipiului Roman, organizatorii competiției solicită crearea unui cont, acest lucru fiind posibil dacă aveți o adresă de e-mail funcțională și dacă sunteți abonat la o rețea mobilă de telefonie. Primul pas este înregistrarea pe site-ul țaralui andrei.ro, ulterior crearea contului și mai apoi se poate susține proiectul dorit, proiectul Primăriei Municipiului Roman putând fi găsit pe prima pagină a competiției la domeniul mediu.
În perioada 2-15 noiembrie, așa cum vă spuneam, cetățenii își pot exprima votul electronic. Ponderea votului public este de 20% din punctajul final, diferența de 80% fiind rezultată din evaluarea juriului. Pe data de 19 noiembrie, organizatorii competiției vor anunța proiectele finaliste și până pe 23 noiembrie urmează evaluarea proiectelor finaliste, iar pe 24 noiembrie vor fi anunțați câștigătorii. De asemenea, începând cu luna noiembrie a acestui an, municipiul Roman devine primul oraș din România care va implementa un proiect ce are ca scop diminuarea risipei de alimente. Proiectul se intitulează Romanul prețuiește mâncarea și este derulat în cadrul programului DIER. Echipa de la Terra Millennium 3, în calitate de coordonator al proiectului, își propune ca proiectul Romanul prețuiește mâncarea să fie unul pilot, cu posibilitatea de a fi replicat și în alte localități și ulterior chiar la nivel național. Prin implementarea acestui proiect se va asigura un model de bună practică în ceea ce privește acțiunile care trebuie întreprinse atât la nivel local, dar și la nivel național și european pentru a asigura îndeplinirea țintelor de risipă a alimentelor, care este de 30% până în anul 2025 și 50% până în anul 2030, la nivelul comerțului cu amănuntul și la nivelul consumatorilor. Scopul proiectului este diminuarea risipei alimentare la nivelul municipiului Roman, pe lanțul de producere, comercializare și consum a produselor alimentare. La acest moment ne propunem să realizăm campanii de informare a populației pentru ca aceasta să consume și să cumpere alimente în mod rațional, în funcție de necesități. De asemenea, ne dorim să atragem un proiect și cadre didactice interesate să educe tânăra de generație cu privire la diminuarea risipei alimentare și aici vreau să vă spun că deja am fost contactat de numeroase cadre didactice care vor să se înscrie în acest proiect. Rog pe toți cei interesați să trimită un e-mail către mediu@primariaroman.ro în vederea înscrierii în program și ulterior, după crearea bazei de date, să putem comunica în vederea efectuării pașilor necesari pentru implementarea proiectului. Iar o a treia componentă este realizarea unei baze de date care să pună la un loc donatorii de produse alimentare, în principal agenții economici, cu beneficiarii, care pot fi centre de îngrijire bătrâni sau chiar persoane care nu au posibilități materiale pentru a-și asigura hrana. Eu cred că este un pas important pe care Romanul îl face, pe de o parte pentru a educa cetățenii, pentru a diminua risipa alimentară, dar în același timp și pentru a proteja mediul înconjurător și vreau să le mulțumesc tuturor celor care deja s-au înscris în acest program, dar desigur și tuturor celor care sunt convins că o vor face în perioada imediat următoare. De asemenea, un alt proiect pe care îl avem pentru municipiul Roman în această lună se referă la proiecția celui mai așteptat film românesc al anului, Moromeții 2, care va ajunge la Roman în sala de spectacole a primăriei Roman în data de 29 noiembrie de la orele 16:30 și de la 19. Practic vom avea două proiecții, astfel încât toți cei care doresc să vizioneze în premieră acest film sunt așteptați în sala de festivități a primăriei municipiului Roman, prețul unui bilet fiind unul modic în valoare de 10 lei per bilet. Acest proiect se va regăsi și pe agenda Consiliului Local, ședinței Consiliului Local de astăzi. Sunt convins că este un proiect util pentru municipiul Roman și cred că vom avea o unanimitate din partea consilierilor locali. Și dacă tot vorbim de Consiliul Local, așa cum bine știți, astăzi este convocată ședința de Consiliul Local. Printre alte proiecte pe ordinea de zi, avem și aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul viitor.
Din păcate, am observat în mediul online că unii consilieri, deși au deja 2 ani de experiență în această de calitate de consilier local, fie nu cunosc legislația, fie dezinformează cu rea intenție. Ambele, din punctul meu de vedere, sunt la fel de grave. Așa cum am spus și la o conferință de presă trecută, repet și acum, taxele pentru anul 2019 nu se modifică față de cele din anul 2018. Vor rămâne la fel. Singura modificare se referă la faptul că mașinile hibride și electrice nu vor mai plăti impozit. În rest, toate celelalte taxe și impozite rămân la același nivel cu cele din anul 2018. Repet, nu înțeleg de ce în spațiul public, pe rețelele de socializare, sunt consilieri locali care fac anumite postări menite să instige cetățenii, cu atât mai mult cu cât acest proiect s-a aflat în dezbatere publică mai bine de o lună de zile. Și vreau să vă spun că în această lună de zile nu am primit nicio solicitare, nici scrisă, nici verbală și nici pe e-mail la Primăria Municipiului Roman vis-a-vis de acest proiect de hotărâre de Consiliul Local. Deci aș fi vrut să văd din partea acestor consilieri aceeași atitudine și atunci când s-a scumpit energia electrică, și atunci când s-au scumpit gazele naturale, și atunci când s-au scumpit combustibilii, și eventual când s-au stabilit alte lucruri, eventual putem să spunem chiar de acel proiect sau acea hotărâre a Guvernului prin care de la municipiul Roman au fost luate circa 7,6 milioane de lei. Dar se pare că, deși fac parte dintr-o generație tânără în era rețelelor de socializare, rămân cantonați în niște îndeletniciri mai puțin ortodoxe din punctul meu de vedere. M-aș fi așteptat din partea consilierilor locali din partidul de opoziție să promoveze mai mult proiectele la care ei înșiși au fost parte și pentru care le-am mulțumit de fiecare dată când au venit în ședințele de îndată sau în ședințele extraordinare, să promoveze faptul că în municipiul Roman în următorii 4 ani vor intra circa 45 de milioane de euro, proiecte la care și ei au fost parte și ar trebui să-și mediatizeze activitatea pozitivă pe care au făcut-o și mai puțin să dezinformeze și să manipuleze în acest mod deranjant și până la urmă pentru ei e neplăcut pentru că se pun într-o postură neplăcută și denigratoare, părerea mea. Păi, am să vă rog să-l întrebați pe dumnealui ce postări face și pe ce-și afirmă sau pe ce-și susține afirmațiile pe care le face. Un alt subiect al săptămânii trecute a vizat hotărârea Consiliului de Administrație a CSM Roman de retragere din campionat a celor două echipe, de handbal și de fotbal, ca urmare a lipsei de performanță. Și aici vreau să se înțeleagă foarte clar acest aspect. Pentru că pe această temă s-au făcut tot felul de speculații, au ieșit în spațiu public tot felul de opinii, dar cred eu că nu s-a înțeles foarte bine mesajul care a fost dat. Și anume că nu lipsa banilor a dus la această decizie, ci lipsa rezultatelor, lipsa performanței. Și eu nu pot să-mi permit ca din bugetul Romanului să plătim lipsa de performanță. Atâta timp cât echipele au avut performanță la nivelul municipiului Roman, au primit și finanțare. Și au existat de-a lungul timpului numeroase voci, atât din partea mass mediei, dar și din partea altor cetățeni, cum că se alocă sume foarte mari către sport.
Repet, așa cum am spus-o și atunci, atâta timp cât a existat performanță, s-a justificat și alocarea acestor sume de la bugetul local. În momentul în care nu mai există această performanță, preferăm cu acei bani, decât să plătim neperformanța, să îi alocăm către proiecte de dezvoltare a municipiului Roman și, de asemenea, către sportul de masă. Așadar, ne propunem ca în perioada următoare să facem investiții în sport, atât în ceea ce privește infrastructura sportivă din municipiul Roman, dar mai ales în toate secțiile clubului sportiv municipal, acolo unde dorim să dezvoltăm sportul de masă la toate celelalte secții pe care le avem în cadrul clubului. Handbal, fotbal, natație, tenis de masă, tenis de câmp, box și șah. Eu cred că în acest moment trebuie să venim în sprijinul tinerilor, în sprijinul copiilor și a părinților care au copii care practică aceste sporturi. Trebuie să îi ajutăm să aibă antrenori buni, să aibă echipamente și să aibă condiții și baze sportive care să le permită pregătirea sportivă și până la urmă să aibă o viață și o conduită sportivă. Acesta este lucrul pe care trebuie să și-l asume o comunitate locală. Le vom asigura de asemenea transport, mese și tot ceea ce este necesar pentru a-și putea desfășura activitatea sportivă la nivelul clubului sportiv municipal. De asemenea, o altă decizie pe care am luat-o, având în vedere faptul că Ministerul Învățământului nu a reușit să găsească sumele necesare. Era vorba de 1.700.000 de lei, 17 miliarde de lei vechi, pentru finalizarea pistei de la stadionul Constantinescu Nehoi. În această toamnă și în primăvara anului viitor vom lucra pentru amenajarea pistei de pe stadionul Moldova, astfel încât, începând cu primăvara anului viitor, doritorii de mișcare în aer liber să poată avea o bază sportivă unde să meargă și să alerge. Acest lucru, chiar dacă vor veni sumele și pentru stadionul Constantinescu Nehoi, nu va fi altceva decât o dublare a zonelor în care cetățenii doritori și amatori de mișcare să se poată adresa acestui tip de activități. De asemenea, un alt eveniment important care va avea loc în această săptămână, la sfârșitul săptămânii mai exact, se referă la proiectul în colaborare cu Asociația Municipiilor din România, când vom organiza un concert de muzică clasică în municipiul Roman, prin Orchestra Metropolitană București, condusă de maestrul, dirijorul Daniel Jinga, pe 11 noiembrie, duminică, de la ora 16, în grădina Arhiepiscopiei din Roman. Intrarea este gratuită și așteptăm pe toți cei care doresc să vizioneze un astfel de spectacol să ni se alăture. Evenimentul are ca obiectiv general celebrarea centenarului României sub aspectul cultural artistic, fiind parte din proiectul implementat de Asociația Municipiilor din România, Rasobdiem, de la geneză la centenar, cofinanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale. Acest proiect practic se va desfășura în doar 3 municipii din România. Deja ieri a avut loc la Slobozia și din discuțiile pe care le-am avut cu primarul de acolo a fost un real succes și foarte apreciat de publicul din localitate. Sunt convins că în această duminică și noi, romașcanii, ne vom putea bucura de acest eveniment deosebit. Și dacă tot vorbim de Asociația Municipiilor din România, vreau să vă informez că săptămâna viitoare, luni, 12 noiembrie, mă voi afla la București, acolo unde va avea loc adunarea generală a Asociației Municipiilor din România și ulterior, după amiază, va avea loc Gala AMR, care se desfășoară sub patronajul președintelui Klaus Iohannis, competiție în care municipiul Roman s-a înscris cu 2 proiecte, unul în domeniul asistenței sociale și sănătății și unul în ceea ce privește guvernarea participativă. Referitor la acest subiect, proiectul de guvernare participativă, vreau să vă spun că
Acesta va fi dezvoltat în următorii ani la Roman, în sensul că deja ne gândim că în anul 2019 o sumă importantă să fie alocată guvernării participative, cetățenii interesați să poată depune proiecte pentru finanțarea și utilizarea acestor bani, astfel încât o cât mai mare parte din comunitate să se poată bucura de proiectele pe care cetățenii municipiului Roman doresc a fi implementate la nivelul municipiului Roman. De asemenea, în această seară expiră termenul final pentru contestația la licitația pentru reparații covor asfaltic a străzilor de pe raza municipiului Roman și dacă nu va exista nicio contestație, mâine dimineață vom semna contractul de execuție a lucrărilor și chiar vom demara lucrările încă de mâine, astfel încât străzile care sunt perpendiculare pe Bulevardul Republicii să fie deja reabilitate și reparate cu covor asfaltic, după aceea urmând să intrăm pe strada Cea Rosetti și strada Calistrat Hogaș și, bineînțeles, ulterior să începem cu străzile perpendiculare pe strada Primăverii, astfel încât întregul cartier Spirul Haret să poată beneficia de aceste reparații covor asfaltic, zone în care nu s-a mai intervenit de foarte mult timp și care au dus la deteriorarea acestor străzi. De asemenea, tot mâine de la ora 10 va avea loc de către o premiere a doi veterani de război de către Comandamentul Militar Neamț, Centrul Județean, în sala de consiliu a Primăriei Municipiului Roman, eveniment la care voi lua parte de asemenea. Și tot în această săptămână se va deschide și centrul comercial de pe strada Mihai Viteazu, acolo unde deschiderea oficială va avea loc miercuri după amiază, începând cu ora 17 și deschiderea efectivă pentru public începând de joi 8 noiembrie ora 8. Cam acestea au fost informațiile pe care eu mi-am propus să vi le aduc la cunoștință și în rest, pe mai departe, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vă dați seama că principalele întrebări vor fi legate de CSM, că asta a frământat Romanul în ultima perioadă. Și aici apar niște informații contradictorii. Pe de o parte, consilierul nostru personal a spus că legat de retragere nu s-a luat nicio decizie înainte de ședința Consiliului Administrației. Pe de altă parte, domnul Ilie Boroca spune că s-au purtat discuții anterioare cu Consiliul de Administrație. Dacă puteți lămuri un pic, da, la urmă, când a fost luată decizia? Eu nu știu la ce anume vă referiți. Discuții au început imediat după pierderea meciului de la Galați, de la echipa de handbal și a meciului de fotbal de vineri. Discuții au fost mai de mult vis-a-vis de performanțele legate de retragere. Deci, legat de retragerea, când s-a luat decizia, adică în Consiliul de Administrație al CSM. Că discuții au fost înainte, e adevărat. Dar decizia a fost luată în Consiliul de Administrație, pentru că acolo se iau deciziile, forul decizional. Da, și legat de motive, acum dumneavoastră spuneți că... Păi, vi le-am explicat, da, le-am spus. Corect, dumneavoastră asta spuneți că principalul motiv au fost performanțele slabe. Pe de altă parte, din declarațiile date tot de domnul Ilie Boloca, dar și de domnul deputat Leoreanu, reiese că și motivul financiar... Păi, e legat unul de celălalt. Dacă nu ai performanță, nu are sens să investești bani în lipsa de performanță. E corect. Deci atât, nu, în rest primăria nu are probleme în a finanța... Performanța o finanțăm, dar atunci când există, la fel cum am făcut-o și până acum. Și având în vedere intenția primăriei de a sprijini sportul de masă, da? Să înțelegem că bugetul CSM-ului va rămâne cam același? Nu, sub nicio formă, ci va fi reproporționat în funcție cu activitățile pe care le vom desfășura. Și în cazul acesta... Ce se întâmplă cu angajații de la CSM care erau
responsabil pe partea asta sportivă? Păi, pe partea sportivă nu sunt decât 4 salariați care vor avea și mai mult de muncă. Pentru că ceea ce lucrau pentru 2 echipe vor lucra acum pentru 7 ramuri sportive. Deci ei rămân pe, da, pe poziții, da? Și acum vă întreb, având în vedere că dumneavoastră ați fost apropiat de partea asta sportivă și când era HCM-ul ca președinte și ultim ca viceprimar și ca primar, cum vedeți totuși acest eșec? Nu, cauzele sunt multiple, nu aș vrea să intru în amănunte. Dar nu, în primul rând lipsa performanței, lipsa de implicare a celor care, în special a jucătoarelor și a jucătorilor, pentru că în momentul în care au venit la negocierea unor contracte și au propus anumite lucruri pe care nu le-au îndeplinit, și atunci în momentul în care nu ți îndeplinești niște obligații contractuale, e clar că trebuie să ia aceste măsuri. Și o ultimă întrebare care nu ține de CSM. Spuneați de domnul Curpan că postează în online. O așa zis, o dezinformare, să spunem. Păi, da? Așa și este, nu cu așa zis. Este o dezinformare. Da, probabil, nu știu, nu-mi dau cu părerea, dar mă gândesc că domnul Curpan a fost dus în eroare de faptul că în propunerea de hotărâre de Consiliul Local se face referire la taxele din 2017. Ca metodă de comparație, ca să spun păi da, așa. Deci, proiectul de hotărâre a taxelor și impozitelor pentru anul 2019 este identic și la fel cu cum au fost majorate în decembrie 2017, da? Pentru anul 2018. Nu este absolut nicio modificare. Repet, singura modificare este scutirea de la plata impozitului pentru autoturismele hibrid și electrice. Okay. Mulțumesc. Aș vrea să intrați un pic mai multe amănunte referitoare la soarta jucătoarelor. Păi, marea majoritate au semnat deja actele adiționale și au semnat deja noi angajamente. Cu echipa de la Roman, da? Da, deci actul adițional de reziliere a contractului de la Roman și deja noi angajamente cu echipe din Liga Națională. Dacă el se întâmplă noi? Da. Da, da. Se poate până la sfârșitul lunii ianuarie se pot face transfer. Aveau pregătit. V-am zis că nu intru în amănunte. Aș vrea un pic să discutăm despre nemulțumirile asociațiilor de proprietari. O parte din asociația legat de colectarea selectivă a deșeurilor. Am discutat cu o serie de administratori care susțin că aceste încuietori ale tomberoanelor, care s-au dublat, că vreo 7 la număr, acum se deschid foarte, foarte ușor, iar căutătorii în gunoi au nu mai trebuie să se chinuie ei să sorteze, că au gata sortat materialele. Eu am rugat întotdeauna și fac încă o dată un apel public. Deci în momentul în care se văd astfel de persoane care caută în gunoi, sunați la 0233 984, numărul scurt de la poliția locală pentru a informa asupra acestui lucru. Mai departe, legat de acest sistem de colectare selectivă, vreau să vă informez faptul că am fost săptămâna trecută la Piatra Neamț, am discutat cu responsabilii din Consiliul Județean pe partea de management a deșeurilor și anul viitor vom implementa la Roman un sistem pilot a celor casete care sunt și mult mai frumoase din punct de vedere estetic, dar și mai practice. Ne propunem ca în 5-6 zone din municipiul Roman, și zone publice, și zone cu aglomerație urbană, dar și în zone limitrofe, să montăm acest sistem de casete. Încercăm să obținem o finanțare de la Consiliul Județean tocmai în vederea implementării ca și studiu pilot acestor locații, urmând ca, dacă se va demonstra eficient, să îl implementăm la nivelul întregului județ. În momentul de față, managementul deșeurilor este asigurat de către Consiliul Județean. El este cel care coordonează toată activitatea în ceea ce privește deșeurile din județ.
Însă noi cu toții trebuie să ne dăm mâna tocmai pentru a ajunge la un nivel cât mai ridicat de colectare selectivă. Pentru că acest nivel ridicat de colectare selectivă va determina și prețuri mai mici. Pentru că dacă vom arunca în containerele cu deșeuri reciclabile și deșeuri menajere, acestea nu vor fi ridicate de către operatorul de salubritate și vor fi considerate, și o să vedeți că în viitor se va schimba și modul de tarifare a acestor deșeuri, vor fi considerate ca și deșeuri menajere și clar se va plăti mai mult. S-a încercat la Târgu Neamț și știți foarte bine că mi-am dorit și eu aici la Roman un sistem din acela de închidere pe bază de cartelă a acestor platforme gospodărești. Nu a dat rezultate la Târgu Neamț, s-a încercat acolo proiect pilot. Vom încerca anul viitor sistemul celălalt care mi se pare mult mai bun decât cel cu platforme îngropate. Unul, pe de o parte, lucrările necesare pentru amplasarea acestor platforme subterane. Nu trebuie să avem rețele de utilități, va fi foarte greu să identificăm locațiile. Acest sistem nou pe care l-am mai văzut și în alte localități pe care vrem să-l implementăm nu presupune nimic altceva decât amplasarea acestor casete care sunt și foarte estetice și foarte practice și care sperăm să dea rezultate. Deci, practic, anul viitor vom demara în primăvară acest proiect pilot și vom vedea cum funcționează. Gândesc două zone publice, o zonă publică să fie strandul, o zonă publică să fie parcul, două zone cu aglomerație urbană și aici putem gândi platforma gospodărească de la Biserica Armenească, eventual o a doua poate să fie cea din spatele la blocul de la Gulliver și eventual una în zona Aleea Revoluției, acolo unde există și zone de case pentru a vedea cum funcționează. Toate aceste norme vor fi inscrise în acel regulament local de salubritate. Care vorbea doamna Maniela Tătaru și când va fi data efectivă acest regulament? Păi, în primul rând avem de finalizat din punctul de vedere al deșeurilor discuția pe managementul județean al deșeurilor și ulterior încetul cu încetul transferăm și către managementul local. Sunt practic pași care se fac, pleacă de la nivel național, la nivel județean și ulterior la nivel local. Pe parcursul anului viitor vom aproba și acest regulament. Administratorii de asociații mai susțin că la ultima întâlnire pe care ați avut-o cu ei s-a vorbit despre faptul că zona trotuarelor și a aleilor dintre blocuri nu mai intră în responsabilitatea acestora. La o discuție pe care am avut-o cu domnul Florea, dumneavoastră spunea că nu este chiar așa. Păi nu, probabil s-a înțeles greșit sau ceva a fost neclar acolo. Deci în ceea ce privește alineamentele stradale, trotuare și alineamente stradale, e clar că e obligația autorității publice locale. Însă în momentul în care intrăm în aleile dintre blocuri, acelea sunt în atribuția asociațiilor de proprietari. Inclusiv spațiile verzi? Da, bineînțeles, da. Cu ceea ce presupune vara, da. Toamna strângere de bază, sigur că da. La degajarea zăpezii. Sigur, da. Și există o delimitare strictă între asociații. Da, ei și-au anondamentul, fiecare, da, pe blocuri. Referitor la legea 416, există tot mai multe voci care susțin că în această criză a forței de muncă trebuie găsite mai multe mijloace de a-i determina pe beneficiari să treacă la muncă, că locuri de muncă sunt. Care sunt măsurile de ultimă oră luate de primăria Roman pentru a reuși transpunerea în practică? Păi eu pot să vă spun că în ultimii ani, de la câteva sute, aproape 1000 de dosare de ajutor social, în momentul de față la Roman mai avem undeva în jur de 120. Practic, noi am redus la maximum ajutoarele sociale la nivelul municipiului Roman. În ceea ce privește activitatea pe care trebuie să o presteze beneficiarii de ajutor minim garantat, aceștia prestează activitățile la primăria
Municipiului Roman în conformitate cu programul pe care noi îl agreem împreună cu Direcția de Asistență Socială, însă în același timp cred că dumneavoastră faceți referire la acea modificare legislativă care prevede faptul că dacă un beneficiar de ajutor social refuză un loc de muncă, nu mai are dreptul la ajutor social. Și aici vă pot spune din capul locului că sunt de acord în totalitate cu această inițiativă legislativă, mă bucur că a fost aprobată și vă pot garanta de asemenea, la fel cum am aplicat de-a lungul timpului și am redus numărul de ajutoare sociale la Roman, că vom aplica și această prevedere legislativă, în sensul în care dacă vom avea confirmarea faptului că cineva a refuzat un loc de muncă, îi vom tăia ajutorul social. Cam ce parte în această perioadă? În această perioadă ne ocupăm de strângerea de pe domeniul public, frunze și ce mai, lucrări de sezon. Bună dimineața! Dacă pe viitor echipele, cea de handbal, cea de fotbal, se vor înscrie iar în campionatul de anul viitor. Există în plan, având în vedere că jucătorii și antrenorii și staff-ul au fost dați afară și dacă vor intra, există această... Eu mi-aș dori în felul următor. Prima dată să creăm și să plecăm de la bază. Să facem un fond și o bază de selecție pentru viitoare echipe care să se bazeze mult mai mult pe jucători și jucătoare din Roman. Cred eu că aceasta poate fi o soluție de succes și, bineînțeles, în măsura în care încetul cu încetul vom veni cu aceste grupe de copii și juniori la un nivel de performanță și de vârstă care să ne ajute pentru înscrierea în campionate, ne vom înscrie din nou în campionate, sigur. Deci se vor face echipe de juniori și se vor înscrie în campionate? Deci, cu echipele de copii și juniori ne vom înscrie deja în campionatele care, mai mult decât atât, cu cele de juniori de la fotbal rămânem în continuare, în activitate. Ele desfășoară activitatea. Dar, în ceea ce privește echipele de seniori, după ce vom ajunge la un anumit nivel cu echipele de copii și juniori, încetul cu încetul să ne înscriem și la acest nivel al competiției. Atât. Mulțumesc. Eu am avut așa o vremă, pentru că am avut 3 săptămâni, 4 săptămâni, 9, am luat 2 conferințe de presă, mi se pare că și colegul de analiză a pus o întrebare, una a pus pusă de modern, tot sigur, și v-ați arătat foarte optimist că echipa e bună, mai trebuie organizată și nu vă gândiți la o eventuală penalizare decât astăzi și tuturor. Da, din păcate, asta am așteptat-o și eu, am avut și discuții la nivelul echipei, din păcate acest eveniment nu a avut loc și din punctul meu de vedere era o cheltuială inutilă cu neperformanță. Rămân la CSN și eu puțin. Care au fost celelalte variante la care s-au luat în calcul înainte de decizia de retragere? Adică presupun că s-au gândit niște zile, presupun niște zeci de oameni, au gândit varianta optimă. Asta a fost cea optimă. S-au încercat în prealabil discuții de motivare a jucătorilor, a jucătoarelor. Din păcate, acest reviriment nu a avut loc. Și aceasta e, până la urmă, concluzia finală la care s-a ajuns. Doar ați încercat să le motivați? Am încercat pe toate căile să le motivăm și nu am mai existat. Ultima singura conferință la CSM Fotbal, dacă mi-aduc eu aminte, v-am întrebat dacă considerați că o cheltuială pe care o faceți cu CSM Fotbal în condițiile în care CSM Fotbal pierdea și acum, când a fost anul trecut, parcă, dacă se mai susține această cheltuială? Nu. Vă corectez pentru că în sezoanele trecute la fotbal am avut tot timpul rezultate de, eram undeva locuri de 4, 5, 6, 7, eram acolo. Deci nu era că eram pe ultimul loc, ca anul ăsta. Deci era total diferit discurs. Acum v-am întrebat dacă se susține cheltuiala cu CSM Fotbal cel puțin și mi-a spus că să nu considerăm sportul ca pe o afacere, ci ca pe o chestie benefică întregii comunități. Sunt de acord. Sunt de acord. Adică eu sunt de acord, dar trebuie să ai și performanță pentru banii ăștia. Că dacă nu, să vină să le iau un privat și dacă dorește să sprijine neperformanța, să cheltuie din banii lui pe cineva, până la urmă luați și în sistemul privat, da? Un angajator își ia un angajat și acela nu dă randament. Îl ții la nesfârșit? Dar
Dar aia este o afacere. Păi nu e o afacere, e până la urmă vorba de banii romașcanilor care merg pe neperformanță. Atât timp, eu asta am spus-o și sper să o înțelegem cu toții foarte clar. Atâta timp cât avem performanță, da, este o cheltuială justificată, că ai performanță. Când nu ai performanță, nu mai e o cheltuială justificată. A spus mai devreme, mi-a rămas pe creier, că deja au semnat jucătoarele, da, cu alte echipe. Da. De obicei asta durează săptămâni, dacă nu neapărat. Le aveau pregătite locurile? Nu neapărat, puteți să interpretați și altfel, că totuși am avut lot valoros, dacă au fost deja contactați. Și atunci de ce au pierdut la Roman? Păi întrebați-le pe ele. Pot să întreb echipa tehnică? Păi întrebați și echipa tehnică. Dumneavoastră sunteți președinte? Nu, eu sunt primarul. Și la CSM sunteți președinte? Nu sunt niciun președinte la CSM, eu sunt primarul municipiului Roman. Bun, atunci... Este un director, da? Deci este o direcție. Dacă îmi spuneți de conducerea tehnică, atenție, haideți să ne înțelegem. Una e partea administrativă și vă întreb, au avut masa asigurată, au avut echipament asigurat, au avut transport asigurat, au avut condiții de pregătire, au avut cantonament, ce vină are partea administrativă? Că dacă nu obținea rezultate din cauza faptului că nu aveau condiții de pregătire, era vina administrativului. Când nu ai rezultate, vina trebuie căutată în altă parte. Unde anume? Păi, conducerea tehnică, jucătoarele. Respectiv jucătoarele. S-a luat în calcul vânzarea de vreme ce au avut așa de mare căutare și umorul... Nu există în handbal termenul de vânzare. Nu există, dar se face. Nu se face. Nu se face. Nu există în handbal, asta vă spuneam. Am înțeles. Vânzarea locului? Nici măcar. Nici asta. Nu. Eu am propus, și dacă ați văzut comunicatul de presă, dacă este un privat interesat să vină să le preia, să le preia. Bun. Mergam un puțin spre proiectul Țara lui Andrei. Eu nu am înțeles exact. Încerc scuze, poate ți-o mai greu de cap. Dar nu avem deja o platformă pentru selectarea... Nu. Acesta este complementară. Tocmai ceea ce v-am spus. Deci, ceea ce se întâmplă și ce vedeți dumneavoastră la nivelul Consiliului Județean, platforma de la Girov, de la Cordun, stația de transfer de la Cordun, se adresează doar pentru selectarea și transferul ulterior către centrele de reciclare sau către depozitul conform de la Girov. Acesta este o zonă în care primăria municipiului Roman o oferă romașcanilor, având posibilitatea să vină să depoziteze aceste materiale. Deci e o chestie complementară. Am înțeles. Și ultima și după aia vă las. Când încep lucrările pentru asfaltarea străzii Cearu, se chiar mă interesează, mă spune ce Da. Am acolo de asta. Trebuie să vă luați mașina. V-am rugat să luați în calcul și acea parcare improvizată de la intersecția cu Bogdan Dragoș. Da, o luăm în calcul. E cu totul prinsă. Că aia v-am spus. E și cea Rosetti și Calistrat Hoga. Și în momentul în care asfaltăm tot, o vom și marca sau vedem ce facem. Mulțumesc. Ne place multe la sport, am să încerc o remarcă. Ziceți, primăria va susține sporturile de masă. Remarc că, după părerea mea, nu sunt sporturi mai de masă, natația, boxul și tenisul de masă, de exemplu, de fotbalul și... Nu, dar n-ați înțeles. Noi sprijinim în continuare și handbal, și fotbal, dar când spunem sporturi de masă, ne referim la cât mai mulți copii și juniori. În sensul ăsta. Da. Deci că România nu va mai avea echipe de seniori. Exact. Atât. Ați mai răspuns colegului înainte că a fost doar vina sportivilor și echipei tehnice și nimeni din... Eu atâta vă întreb, e ceea ce am spus mai devreme, atâta timp cât asigur toate condițiile de pregătire și nu le lisește nimic, ce vină are administrativul? Asta am înțeles, dar trebuie să înțelegem că directorul și ceilalți inspectori din aparatul de conducere a direcției habar n-aveau ce făcea echipa acolo, adică ne punem la dispoziție. Nu, nu trebuie să puneți... Nu e nici chiar așa, pentru că discuții au fost la nivelul conducerii tehnice, s-au purtat discuții și cu jucătoarele și cu jucătorii. Din păcate, lipsa de rezultate a dus aici. Mie îmi se pare cel puțin ciudat ca un director de direcție să nu, nu știu, să nu fie avertizat măcar în cazul în care două echipe din subordinea sa
au rezultate atât de dezastroase și să ajungă... Păi, dar ce, eu încă o dată spun, atâta timp cât rezultatele erau din vina părții administrative, da, se luau sancțiuni și vis-a-vis de cei care răspundeau din punct de vedere administrativ. Da. Ce se va întâmpla, de exemplu, cu baza Moldova, stadionul Moldova? Am spus și mai devreme, dorim acolo să amenajăm o pistă pentru alergare, să o reabilităm, practic, pe cea existentă. Baza va merge mai departe, copiii vor juca acolo pe acel stadion. Da. În legătură cu cluburile private, ați făcut un comunicat adevărat, se face trimitere, dacă există cineva să preia aceste echipe, e regulă. Dar primăria ce posibilitate are să ajute niște cluburi private? De exemplu, asociația Clubul Sportiv Vulpițele Galbene, care fac fotbal și e una din puținele echipe de fotbal feminin. Sau Clubul Sportiv Sense, de exemplu. Da, ca să vă răspund punctual la fiecare. Organizat un turneu la nivel național. Vă răspund punctual la fiecare. În ceea ce privește Vulpițele Galbene, asigurăm stadionul, au primit finanțare de la Consiliul Local, prin legea 350, și tot ceea ce au nevoie, tot timpul când au solicitat sprijinul, l-au primit. Dincolo la clubul Sense, e o chestiune puțin diferită, în condițiile în care s-a organizat un turneu sportiv contra unei taxe de participare. Și atunci? Turneul organizează federația, nu. Ei se plâng, cei de la Sense se plâng tot timpul de valoarea mult prea mare impozitelor pe teren. Da, dar aia nu ține de noi, e valoarea dată de proiectul cu finanțare europeană pentru care trebuie să plătească acest impozit. Da, și ultima întrebare, dacă doriți să răspundeți bine, dacă nu, nicio problemă. Cum ați comentat dumneavoastră ieșirea domnului deputat Leoreanu de la o televiziune locală? Da, nu. Nu voi comenta. Mulțumesc. Pentru că nu toată viața romanului se rezumă la sport, am să vă rog să răspundeți și la întrebări de infrastructură și la altele. Completând puțin, că toată lumea a uitat pe vremea fostului primar Cărpușor, agenții economici contribuiau cu o taxă de sport pentru ca o completare. Și a fost un scandal monstru, că plăteau și nu susțineau și până la urmă s-a anulat acea taxă, toată lumea a fost fericită și nu a mai zis nimeni nimic atunci, că nu au fost bani sau au fost. Vreau să vă întreb, spuneați de proiectul cu Țara lui Andrei și celelalte. Ați avut un proiect cu liceele, cu școlile, cu grădinițele, grădina cu Zarzavate. Da. Ați făcut un bilanț. Am, chiar am discutat cu colegii mei de la biroul de mediu, am făcut un bilanț în această toamnă și vreau să vă anunț că acest proiect va fi continuat, însă efectele cele mai bune s-au văzut la nivelul grădințelor și la 1-4. Ceea ce înseamnă că în anul viitor vom continua acest proiect doar la acest nivel. Spuneați de deschiderea oficială pentru un centru comercial în Roma. Mai mulți romașcani au sesizat faptul că de ani buni, și dumneavoastră știți, acolo la intrare e o clădire care, nu știu ce, tot se lansă cât un pic și nu e protejată deloc, nu corespunde esteticii. Aveți de gând să impuneți agentului economic? Știu că există o lege de urbanism care obligă să fie protejată cu niște demere, cu... Acolo au sesizat și investitorii și probabil au ajuns și la dumneavoastră sesizările. Să puneți pe linie de urbanism să-și protejeze clădiri sau să o ambaleze în ceva, într-un, nu știu. Vom sesiza, într-adevăr, în momentul de față cu această investiție în zonă, din punct de vedere estetic, acea clădire nu arată tocmai bine. Mai mult decât atât, ea se află în posesia unei autorizații de construire care este și valabilă, dar, așa cum spune și dumneavoastră, vom soma agentul economic pentru protejarea acelei clădiri. Se lucrează la parcare aici, la Roman Vodă. Dumneavoastră aveați o inițiativă și ați precizat cu luna în urmă că se vor monta și niște bariere
Și vis-a-vis de asta, dacă vreți să prelungiți puțin, răspunsul când vor intra celelalte parcări trasate cu albastru în sistemul de plată? Vreau să vă informez că achiziția pentru sistemul de bariere pentru pietonal și pentru judecătorie s-a realizat, a semnat deja contractul și așteptăm furnizarea acestor bariere. În ceea ce privește parcarea de la Roman Vodă, acest lucru se va realiza în primele luni ale anului viitor. Iar în ceea ce privește parcările marcate cu albastru, suntem în procedură de achiziție în acest moment pentru softul de plată prin SMS, soft care nu va genera costuri suplimentare pentru romașcani. Dacă ați văzut în alte orașe din țară, pentru plata prin SMS se adaugă TVA-ul și eventual taxele operatorilor de telefonie. La nivelul municipiului Roman, interesul și obiectivul nu este acela de a colecta cât mai mulți bani la bugetul local din aceste parcări, ci interesul este de a disciplina și de a crea cât mai multe locuri de parcare disponibile în zona centrală a orașului pentru a elimina toate acele mașini care stau cu ani în anumite zone. Și vă dau exemplu din zona centrală, dacă vă aduceți aminte, până să introducem sistemul de parcare cu plată, greu găseai un loc de parcare pe E85. Începând cu introducerea acestui sistem nou de plată, a parcării, vedeți că și după amiaza, și dimineața, și în timpul zilei, găsim locuri libere. Acesta este, până la urmă, principiul de disciplinare a locurilor de parcare, a participanților la trafic, astfel încât să putem găsi cu toții un loc de parcare atunci când mergem într-o anumită zonă. Din punctul meu de vedere, este o facilitate foarte bună aceea de plată prin SMS, care, pe de o parte, te anunță și momentul în care se apropie expirarea orei pentru care ai plătit. Poți plăti și abonamentul lunar, cel de 40 de lei prin SMS, care îți permite până la urmă oriunde să parchezi pe raza municipiului Roman. Îmi e inspirat următoarea întrebare vis-a-vis de acel sistem pe care noastră spuneați că trebuie să-l implementați în octombrie, dar probabil mai sunt probleme cu sesizarea romașcală. Vis-a-vis de asta, da, el se află în teste în momentul de față. A mai trebuit completat cu câteva lucruri pe care le-am constatat noi la primele teste pe care le-am efectuat. Se află în momentul de față la resoftarea lui conform ultimilor documente pe care noi... Nu pot să vă dau o dată pentru că depindem, eu sper cu siguranță luna asta să fie deja funcțional odată cu ultimele teste pe care le vom face. Așa ar putea rămașcare și când... Sigur, cu absolut orice. Costă sistemul. No, e un sistem cu plata în rate, 24 de luni, dacă mi-aduc eu bine aminte, sau 12 luni, inclusiv noi nu am dorit să investim în servere și am închiriat în cloud un spațiu. Am văzut că se montează amenajările luminoase, acele luminițe pentru sărbători. Aveți noutăți în privința asta? Vor avea rămașcanii Da, am pregătit câteva elemente de noutate și o să le vedeți altfel când vor fi aprinse. Acum suntem doar la nivelul montajului. Patinoarul se va monta și sperăm ca pe data de 30 noiembrie să avem și deschiderea oficială. În ce scuze, știți cumva stâlpul ăsta de aici, de la fântână, la ceva serie? Da. Puteți să spuneți? La un ornament luminos. Nu ne iradiază, nu? Sperăm că nu. Decât plăcut. Patinoarul unde? În aceeași zonă, da. Ați avut o întâlnire săptămâna trecută, domnul deputat a dezvăluit ceva cu trecerea la nivel cu care a ferat. Dacă puteți puțin să... Mai avem și în această săptămână. Prefer să fiu mai rezervat în momentul de față în declarații. Vreau să avansăm mai mult față de întâlnirea de săptămâna trecută, astfel încât să avem niște obiective clare și precise din partea fiecărui participant la acea întâlnire.
se împlinește un an acuș de transport public local. Din ceea ce ați discutat dumneavoastră cu romașcanii, ați selectat ceva din sugestiile lor? Se va completa regulamentul de transport local? Păi, avem în primul rând astăzi acea modificare a traseului în care am inclus și centrul comercial. Vom încerca pentru anul viitor și am avut discuții în acest sens, dar nu am concluzionat încă acoperirea zonei Danubiana și ocolitoarea Vest, Panificație și celelalte firme care sunt acolo în zonă. Încercăm practic să optimizăm cât mai mult acest transport public local, care în momentul de față, spun eu, își atinge obiectivul principal. Din ce în ce mai mulți romașcani apelează la transportul public local și sperăm ca această activitate să o îmbunătățim de la un an la altul. Și o ultimă întrebare, dacă permiteți. Recent s-au publicat pe pagina primăriei niște liste vizând datorii pe care le vedem antice și de demult la aceleași firme care totuși sunt în activitate. E surprinzător. De faliment nu discutăm. Avem o casă de cultură de vreo câteva liste, tot e publicat o datorie și care nu se diminuează. Avem agenți economici. La persoane fizice nu mai spun, că e un record de 274.000 de lei la o persoană fizică, mai ceva ca la o firmă. Cum comentați? Adică există cineva care urmărește aceste datorii să meargă, de exemplu, la un magazin care, în ciuda datoriilor, se extinde cu altul și nu îi spune probabil nimeni, domnule, stai puțin, plătește-ți... Eu vreau să vă informez că, în primul rând, afișarea acestor datorii reprezintă o obligație legală. Mai mult decât atât, acolo unde există soluții de executare silită și de poprire, chiar am realizat acest lucru, atât în cadrul agenților economici, cât, ca element de noutate vă spun, și pentru persoanele fizice. Partea cea mai neplăcută este acolo unde sunt datorii acumulate și acele persoane fizice, dacă ne referim la persoane fizice, nu au niciun bun în proprietate, nu au venituri și aceste amenzi sunt obținute fie din prostituție, fie din alte activități. În ceea ce privește societățile comerciale, de asemenea, există o serie de societăți comerciale care nu au conturi bancare și nu au nici bunuri, deci pe cale de consecință nici nu putem să le executăm silit, singura procedură fiind aceea notificării și asumațiilor de plată și mai mult decât atât, nici nu se încadrează în acea sumă maximă pentru a demara procedura insolvenței împotriva acestor societăți. E clar că noi monitorizăm de aproape toată această activitate, avem o structură în cadrul Direcției de Impozite și Taxe Locale, care se ocupă de acest lucru și facem toate demersurile legale pentru recuperarea sumelor. Acest lucru, vă spuneam, deja pași am făcut, inclusiv prin acel protocol prin care s-a făcut cu ANAF-ul pentru identificarea persoanelor fizice care au locuri de muncă, am demarat deja proceduri de poprire pe conturi. Mai mult, dacă îmi permiteți, scuze, am rămas în loc. La nivel de taxe și impozite, ele vor rămâne la nivel majorat? La nivelul 2018, da. Față de 2017, majorate cu 26%. Deci ele vor fi la fel ca în 2018. Adică nu face un proiect, apare că cu 26% la fel ca 2017. Exact. Aici a apărut confuzia. Nu, dar nu e nicio confuzie. Acolo... Păi, dar de ce n-a spus la 2018? Păi nu... De ce n-a spus că rămân la nivelul 2018? Pentru că... Păi, trebuie precizat foarte clar. Deci sunt acele limite maxime, cel puțin în ceea ce privește impozitele auto, da? Unde sunt niște valori fixe. Consiliile locale pot, în limita a 50%, majora acele cote. Noi am majorat cu 20%, la fel ca și în anul 2018. Eu asta am precizat foarte clar și s-a știut foarte clar că taxele și impozitele rămân la nivelul anului 2018. Toate ne înțelege. Ce să comunici că s-au majorat cu 20% față de 2017, adică, când poți să spui că au rămas la fel ca în 2018? Nu se poate. Ca și tehnică legislativă și ca tehnică de redactare a proiectului de hotărâre, aceasta este formularea corectă. Bă, că majorarea asta de 20% a fost dictată de decizia asta a guvernului. Prin care s-au luat banii de la... Asta înseamnă că și bugetul va fi micșorat sau... Păi deja a fost micșorat bugetul.
Noi în 2018 am funcționat lipsă cu 7 milioane 600 de lei. Da, dar acum vorbesc de 2019. Da. De taxe și impozite pe 2019. A spus că rămân la nivelul... Rămân la nivelul 2018. Bugetul rămâne tot la nivelul 2018 sau... Probabil că da. Vom vedea ce ne vor pregăti guvernanți. Taxele vor reveni la nivelul... Dar cum să fie crescut? Ia spuneți-mi dumneavoastră. Adică să nu... guvernul să spună nu mai luăm bani de la buget, cum s-a întâmplat... Păi ați văzut anul trecut guvernul ce a spus? Luăm acum banii ăștia și îi dăm în vară. Da, și ați văzut cine a dat în vară? De 20%. Nu, și ați văzut cine a dat în vară, da? Corect. Minus 1,7 milioane. Ceea ce a justificat această creștere... Da. Și acum rămâne justificată în condițiile în care nu există nicio perspectivă de acoperire a celor pierderi. Ok. Și o altă întrebare, asta chiar că e ultima, promit. Deci că în zona parcului Jora a apărut un schelet de hală metalică. Da, probabil. O fi vreo investiție privată, dar nu pe parcul Jora. Deci nu e în parc, nu. În nu, în zona lui, dacă e în zonă,